Merge mai departe, e fotograf, DJ și pasionat de fashion, dar cu ce își ocupă timpul atunci când nu este prins în proiectele sale, ne spune chiar acum Vali Bărbulescu. Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor, DJ, fotograf, mai rămâne să fiu și life coach, influencer de mindfulness și mai avem chestii pe care putem să le vorbim. Timpul liber, care timp liber? Stau și mă întreb care timp liber. Eu nu înțeleg oamenii care au timp liber. Adică da, în momentul în care ai timp liber și... Da, ce oameni, domnule, au timp liber. Mă gândesc la Dan Bittman. De ce să baită care timp liber, frate? Exact. Eu nu-l înțeleg câte are de... Și cu... și cu aia, unde are de mers și de umblat? Când are el timp liber? Nu-mi dau seama. Bă, eu n-am avut gagicile lui Dan Bittman, dar timp liber n-am. Adică na. Aia, tu ți-ai găsit fericirea în muncă, te înțeleg. Zi! Bună dimineața încă o dată. Bună dimineața, Vali. E foarte importantă dimineața, că despre asta ar fi trebuit să ne luăm așa ușor să vorbim. Și de ce e foarte importantă dimineața? Pentru că oamenii de obicei dimineața se trezesc să reacționeze, nu să acționeze. Ceea ce e total greșit. Nu sunt life coach, nu sunt ăsta inspirațional. În schimb, cu anii, cu vârsta, cu etatea, ca să zic așa, îți dai seama de lucrurile importante pentru tine. Și mi-am dat seama în ultima vreme că e foarte important când te trezești dimineața să faci ceea ce îți place. Nu să iei telefonul, să deschizi Instagram-ul, Twitter-ul, Facebook-ul și să începi să scrolezi. Atunci reacționezi. Reacționezi la ce postează alții, la ce ți oferă alții. Pentru mine, în exemplu, da, a fost un obicei. Mulți ani să mă trezesc, nici nu făceam bine ochi, deschideam telefonul și începeam. Ia, ce-am mai pus? Ia, uite, e în Bali, Laura, da. Așa. Da, ok. Lasă că am problema asta acum eu, Vali, că eu încep dimineața cu un live pe Facebook și într-adevăr poate fi drăguț, dar te poate afecta emoțional. E ok, dar timpul acela pentru tine, respectiv, nu știu, eu când mă trezesc, în loc să deschid Instagram-ul și Facebook-ul, deschid un Spotify și îmi dau un mood booster, așa, cu piesele mele preferate. Eu că sunt de old school, să zic așa, pun niște hituri din anii 90, băi, și te bagă alea într-un mood și îți dau așa un mindset care te ține toată ziua. E foarte important să ai chestia asta, adică să ai acest timp cu tine, despre care vorbeam. Foarte importantă este apa dimineață. Apa pe stomacul gol este sănătate curată. Atenție! Încercați să faceți un exercițiu, să renunțați la cafeluța de dimineață o săptămână. Ascultați-mă că sunt om bătrân. Știu. Problema e în felul următor. Și noi bem apă multă dimineața, dar ci că nu era bine. Era și o vorbă. Băia bun, dar bea apă multă dimineața, știi? Bea dimineața, da. Nu, cafeaua aia de dimineață, și am citit eu la ăștia deștepți, care chiar sunt influencer pe zona asta, cafeaua aia de dimineață nu face decât să-ți activeze, cum să spun așa, impuls, nervii, adrenals, tot sistemul tău. Corpul este menit să se trezească. Are un ritm, un bioritm, iar tu dacă dimineața la 7, la 8, când te trezești, zbang, ai băgat o cafea, în momentul ăla corpul se trezește brusc și poate nu se trezește în ritmul pe care și-l dorește. Cafeaua se bea după ora 12. Eu așa beau cafeaua, de exemplu, beau numai cafea scurtă, stretto, ristretto, și credeți-mă că simt, am simțit chestia asta, adică dacă mă trezeam dimineața cu ochii atât și îmi băgam repede în nas o cafea, parcă aveam așa, e ca un cal care e obosit și tu îi dai bice. Lasă-mă, știi că mă ajută foarte mult sfaturile astea, că uite, nu știam de ce-s nervoasă, domnule, dimineața. Ia să dau cu o apiță, da, să mă calmez. Eu beau, de exemplu, și un suc de apio pe stomacul gol, un ăsta făcut la blender, la cold presser, te ajută extraordinar și la digestie și la metabolism și ai niște săruri. Mă rog, e o întreagă poveste cu celery juice, ăsta eu găsiți pe Instagram. Și nu știu, pe mine mă ajută, adică îmi dă așa, repet, o curățenie, o motivație, o putere de dimineață ca să pot să fac față întregului program. La ce oră spuneai că te trezești? Stai puțin, că vreau să aflu. La ce oră spuneai că te trezești? Da. Încă nu se spune despre mine că m-au schimbat banii ca să fiu milionar, să mă trezesc la 5 dimineața. În funcție de program. Uite, am avut, de exemplu, ani în care făceam matinalul la radio și atunci mă trezeam la 4. Era cumplit, dar inclusiv chestia asta după 2 săptămâni îți intră așa într-o rutină. Și mai ales că atunci când faci ceea ce îți place, nu consideri. E ca și cum te trezești dimineața să pleci în excursie. Ai avionul ăla de dimineață de la 6, trebuie să fii în aeroport la 4. Băi, ești obosit că n-ai dormit, dar parcă ai zvâcul așa, că pă, plec în excursie. Cam așa ar trebui să fie în fiecare zi. Eu mă trezesc la
8, 9, azi m-am trezit la 10, de exemplu. Adică nu, e, n-am un program, eu dorm când mi-e somn. Nu sunt de la, domnule, trebuie să am somnul ancestral. Ok, nu mai suntem în paleo așa, dorm când mi-e somn. Când mi-e somn, mă culc, mă trezesc și tot e ok. Mulțumim foarte mult, Vali, mulțumim de sfaturi. Mulțumim, da, am aflat de unde și-a energia de dimineață, Vali Bărbulescu.